Bun. Ce să zic? Bună ziua, oameni buni. Ne-am gândit să redeschidem dosarul Mădălina Manole, nu neapărat pentru publicitate, pentru că nu publicitate facem aici, ci pentru că există foarte multe suspiciuni că dosarul a fost închis cu o rezoluție greșită. Eu susțin totuși că nu a fost crimă. Doamna Michaela Brooks, pe care o aveți în imagine, care este profiler FBI și care are o vastă experiență în investigarea crimelor, crimelor nu numai de la noi din România, crimelor din toată lumea asta. Doamna Brooks susține că are argumente foarte solide, după o investigație de câțiva ani de zile, care are argumente foarte solide că nu a fost sinucidere, așa cum a fost închis dosarul în România, și că a fost o crimă. Nu doar discutăm teoretic aici, vom avea argumente, vom avea fapte, vom avea probe, iar lucrul ăsta, discuția asta a noastră, la care vă invit să participați și dumneavoastră chiar în timpul ei, să ne dați SMS-uri, eu zic că va avea și o finalitate. Suntem împreună cu avocatul Artin Sarchizian, doamna Brooks, sunt la un pas să redeschidă dosarul ăsta. Deci nu facem doar să discutăm, probabil că va fi, adică probabil, în proporție de 90% va fi și o finalitate, și anume redeschiderea dosarului, reluarea cercetărilor și găsirea vinovatului, dacă există un vinovat. Eu continui să spun că nu există. Dăm voie, Mihaela, să mai și explic oamenilor de ce am ales această cale de discuție pe Facebook, pe rețelele de socializare, pentru că ele prezintă un avantaj. Chiar dacă sunt mai puțini oameni decât se uită la televizor, față de cei care se uită la televizor, noi aici putem prezenta niște probe care la televizor nu se pot prezenta, pentru că CNA-ul nu dă voie. E, pe rețeaua asta de socializare, știu că ai niște probe, am și eu. O să le putem arăta astfel încât oamenii, eu asta aș vrea să-i rog pe cei care se uită la noi acum, și cu asta închei, nu mai vorbesc așa de mult, am să-i rog pe oameni să nu fie de acord nici cu mine, nici cu tine, să-și formeze pe baza a ce o să le explicăm, sau o să ne certăm, că abia aștept să ne certăm. Pe baza argumentelor pe care le vom aduce fiecare dintre noi, oamenii să-și formeze propria lor părere. Da. Hai să începem. Deci, cazul Mădălina Manole. Mă lași să vorbesc tot eu încă 2 minute. Te rog. Nu întâmplător îți cer îngăduința asta, pentru că vreau să amintesc oamenilor, să reamintesc, de fapt, pentru că foarte mulți dintre ei cunosc cazul. Vreau să le reamintesc ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 13 ani. Exact peste 3 zile se împlinesc 13 ani. În jurul orei, puțin după ora 6 dimineața, pe data de 14 iulie, a sunat telefonul la 112, un apel, vocea unui bărbat care anunța că soția i s-a sinucis. Nu, scuză-mă, scuză-mă, aici Spune-mi. fac Da. o mică paranteză. La ora 5:40 dimineața l-a dat telefon la 112 și a spus soția mea este căzută. Ah, bun, un element foarte important. Eu Oh. am vrut să fac o de asta pe scurt. Unde o trecere în revistă pe scurt? Unde greșesc? Te rog frumos să mă oprești și să mă corectezi. Deci, 5:40 dimineața, un bărbat sună și spune că soția mea este căzută. Unde anume? Pe hol. Pe holul de la parter, fiind dormitoarele sus, și scuză-mă cât se face asta, stai să închid Facebook-ul meu pentru că de câte ori primesc câte un mesaj, se aude un zgomot. Gata, scuze. Deci, dormitoarele erau Să la configurăm. etaj, dormitoarele erau la etaj, unde, bineînțeles, era un hol și acolo, cobor scările, există holul mic de la intrare, un hol foarte mic, o să arătăm aceste imagini mai târziu, și era holul mare de la parter și el a găsit-o, așa spune el, pe podeaua holului de la parter. Am înțeles. Astea o să le detailăm în timp ce vom
parcurge în amănunt cazul. Trebuie să spunem că ceea ce au descoperit, au aflat criminaliștii care au venit la fața locului, inclusiv o salvare cu medic și cu asistentă, că era vorba despre femeia căzută, era Mădălina Manole, celebra cântăreață de muzică ușoară, soțul ei, Petru Mircea, de profesie și el în domeniul muzicii, sunetist la un post de televiziune. El a descoperit cadavrul, el a dat telefon. De aici încolo, însă, lucrurile încep să se complice. Lucrurile încep să se complice foarte tare, pentru că există acele trei categorii de oameni pe care o să te rog tu să le spui. Da, permite să adaug ceva la acest caz, apropo de complicarea lucrurilor care ai menționat-o tu. Cazul acesta este învăluit în mister în România. Exact cum ai spus și tu, sunt oameni care efectiv cred că a fost suicid, alții care cred că sunt omor. Cazul la nivel internațional este unic în lume, pentru că au fost unul sau două cazuri în care a fost un omor simulat ca suicid, acest toxicid furadan. Dar problema aici la caz este, pe lângă lacunele din investigație, avem în același timp contaminarea locului faptei și contaminarea victimei, care a dus efectiv, au făcut cazul mult mai complex decât este. Deci cazul este unic în lume. Este în atenția internațională, da. Sunt, tocmai asta vreau să te întreb, sunt câțiva ani de zile de când tot investighez cazul ăsta, știu că ai dosarul în amănunt, te-ai mai consultat, este doar părerea ta, urma cercetării dosarului, te-ai mai consultat și cu altcineva? Da, de exemplu, eu am intrat în posesia, din prima zi în care am auzit vestea că Mătălina s-a sinucis și am văzut acel SMS, mi-am dat seama că este un red flag, un steguleț roșu, ceva nu e în regulă. Am primit dosarul în septembrie 2010 și de atunci am început analiza. Eu am mai mult de 15 ani de studii în suicidologie și investigația omorurilor suspecte. Am prezentat cazul la diferite conferințe internaționale în fiecare an aproape, în toată lumea, ca să spun așa, și acum urmează în iulie să am alta. În martie am avut acest caz la Conferința Globală a Oamenilor de Știință și absolut toți experții din lume cu care am fost în contact, care au văzut datele de la dosar, toți au spus omor. Deci mi-au confirmat că analiza care am făcut. Înseamnă că eu o să am să mă bat cu niște oameni care participă la congrese internaționale. Bun, hai să facem un pic o schemă. Unde s-a greșit? Unde s-a greșit atunci când s-a început ancheta? Pentru că o anchetă, cum să spun, este o vorbă în poliție, la polițiștii de investigații. Spun că o anchetă începută prost se termină și mai prost. Parafrazând, desigur, legile lui Marx. Este perfect adevărat. Și înainte să spun aceasta, de ce este primul lucru care s-a greșit la investigație, așa cum ai spus tu, s-a dat verdictul de suicid imediat, din ziua în care a murit. Unde este greșeala aici? Că pentru că avem o moarte suspectă, da? Da, stai puțin, asta este mesageria. Avem o moarte suspectă. Și când avem o moarte suspectă, în cazul nostru, domnule, nu știm, este omor sau suicid, da? Se face investigația ca la omor, deoarece victima, dacă este suicid, victima și criminalul sunt una și aceeași persoană. Aici este marea cheie. Vrei să ne spui că s-a cercetat greșit, s-a plecat de la efect către cauză? Exact. Vrei să ne spui că trebuie orice
moarte suspectă, în care includem și suicidul. Cercetarea începe să se facă, avem un cadavru, să vedem cine este autorul omorului. Exact. Iar la sfârșitul anchetei vedem dacă autorul omorului este și victima și atunci suicid ori victima, sau altcineva. Ori altcineva. Ori altcineva. Deci asta ar fi cam prima greșeală pe care au făcut-o anchetatorii, înțeleg. Da. Da, au dat verdictul ăsta de suicid. Ceea ce este, zic eu, greu, la noi știi. În România n-am auzit să se facă o astfel de investigație. Dacă ai un cadavru, da? Unul spune că a fost, da, știu eu că s-a sinucis. Altul zice, nu, stai puțin, că s-ar putea să fi fost omorâtă. Tu, ca anchetator, nu ai de unde să știi. Dacă victima este moartă, da, a fost ucisă. Ori a fost ucisă de cineva, ori a fost ucis, s-a sinucis ea. Tot criminal este. În cazul de suicid, victima și criminalul sunt una și aceeași persoană. Deci eu, ca investigator, încep ancheta ca la omor. Indiferent că este ceea ce acum, care va fi revenind, mai târziu. Deci asta ar fi o primă greșeală. Da. Tu ai făcut și o schemă, mi-ai arătat-o un pic înainte de a intra în direct, o schemă cum au judecat procurorii noștri. Mai ai o schemă cum ar fi trebuit să judece. Da. O să o arătăm și o să luăm fiecare punct. Sigur că nu o să ne ajungă o oră, o oră și ceva cât are intervenția asta. Următoarea o să fie joi, chiar când Mădălina Manole ar fi împlinit. Vineri, da? Tot ora 15, chiar în ziua în care Mădălina Manole ar fi împlinit cât? 47 de ani? Atunci, în ziua în care a murit, a împlinit 43 de ani. A fost 43, deci plus 13, îi las pe telespectator să se gătească. Bun. Eu totuși susțin că este sinucidere. Hai să intrăm după prezentarea asta foarte pe scurt. Da. Cred că oamenii și-au adus aminte despre ce este vorba. O secundă să dau un share screen. Deci, pe ce s-a bazat procuratura? Da? Pe autopsie. Da. Și când spun autopsie, credeți-mă, orice medic legist care este profesional o să vă spună că această autopsie e varză. E total incompletă, plină de erori. Stai să nu atât, caracterizăm. Atât spune-ne întâi și da. o să o luăm pe puncte. Așa. După aceea au experimentul criminalistic, expertiza criminalistică, au tentativa de suicid, de depresia. Aici aceste două erau pe undeva legate, dar ei au spus că martorul a spus că era depresivă, avem furadanul. Ei au spus că, vezi, doamne, ea și-a trimis un SMS și avem și un testament sentimental, vom discuta și de acestea, și că a existat o amprentă. Da? Bun. Hai să ne vedem noi pe ecran acum. Mai lasă-le ca să le vadă și telespectatorii, să le țină minte, pentru că, după părerea mea, ăsta o să fie, dacă vrei, traseul pe care îl vom urma în a demonta sau a confirma ceea ce au spus procurorii. Și permis să spun că fiecare lucru de aici este eronat. Asta spui tu, eu zic că nu. O să ajungem... Haide, cu ce vrei să începem de aici? Eu aș începe... Hai să zicem despre ce vrei tu să zicem aici. Tentativa de suicid, pentru că... Suicid. Hai. Tentativa de suicid... Stai ca să explicăm. Da. Să explicăm. Tentativa de suicid înseamnă nu ceea ce s-a întâmplat în data de 14 iulie, acum 13 ani. Este vorba despre faptul că atât soțul, cât și alte persoane din anturaj declară că, și sunt și probe la spital, declară că Mădălina Manole a mai avut tentative înainte de ziua de 14 iulie, de ziua aia nenorocită, a mai avut tentative de omor. Haideți să le analizăm. Hai să vedem. Da, eu zic că sunt un argument. În primul rând, tentative.
Până să le arăt, da, până să le arăt, permiteți-mi să spun că o tentativă de suicid, tu ca anchetator să spui că aceasta este o tentativă de suicid, trebuie să o analizezi pe o anumită scară care să aibă un anumit punctaj. Cel mai important lucru aici este letalitatea tentativei. Da? De exemplu, dau un exemplu. Letalitatea înseamnă cât de mult ar fi putut să omoare victima sau nu. Exact. Și în momentul în care tu spui și de tentativă de suicid și de depresie, da? Tu, ca anchetator, trebuia, pe lângă autopsia psihologică aici, vom reveni mai târziu în alt podcast, ei trebuia să determine că ea avea ideația de suicid și că a avut intenția să comită actul de suicid. Deci, nu există o legătură între depresie și suicid? Nu majoritatea celor care se sinucid sunt și depresivi? Sau, dacă nu cumva toți? Nu. Gândește-te la situația actuală. Cât suntem depresivi la ceea ce se întâmplă și cum suntem afectați de tot. Mă rog, noi suntem după pandemie, da. Atunci nu era. Da, atunci globaliștii vor scăpa mai mult de jumătate din noi dacă toți ne sinucidem. Crede-mă că nu or să mai vină o altă pandemie. Asta ca o glumă. Ca tu să dovedești și suicidul, da, și tentativa de suicid, tu trebuie să dovedești că victima a avut intenția să moară, da, să fie ucisă, intenția să o ucidă și intenția de a muri. Deci sunt trei lucruri diferite. Și la tentativa de suicid, apropo ce ai spus tu de depresie, da? Nu toți cei care sunt depresivi, și vorbim de depresie acută, care este un proces lung de o durată, cel puțin 6 luni, nu toți depresivii comit actul de suicid și nu toți cei care comit actul de suicid sunt depresivi. Aici vorbesc știință, vorbesc cercetările care sunt în suicidologie. Bun. Am înțeles. Eu continui să cred că această depresie, care este confirmată mai veche de 6 luni la Mădălina Manole, este un și argument la că depresie, a fost sinucidere la depresie, până la urmă. Cine la depresie, poate la întreg comportamentul. O să vin și eu cu câteva argumente la comportamentul care o indică a fi puțin depresiv. Eu vin cu contraargumente. Da. Dar hai să mergem mai departe. La tentativa de suicid. Uite, hai să rămânem. Pe cealaltă? Două pe cealaltă, te rog. Să rămânem la tentativa de suicid, că văd că ai și am eu mouse-ul pe ea. Tentativa asta de suicid au fost, de fapt, tentative de suicid. Tentative, lucru pe da. Care oamenii nu prea-l știu. În presa românească, m-am uitat și eu toată dimineața, m-am documentat, nu s-a scris sau s-a scris foarte întreagăt despre o tentativă de suicid. Înțeleg că cercetările tale au scos altceva la iveală. Da, normal. Și să nu uităm că fiecare tentativă de suicid, unele au fost, ca să spun așa, care au fost menționate de soțul ei, nu de familie, nu de părinți și frate, mă refer. Tentativele acestea de suicid care au fost menționate sunt combătute imediat. Și veți vedea de ce. Hai să le luăm pe rând. Eu repet, sunt convins că aceste tentative de suicid arată dorința ei de a muri, care până la urmă, din nefericire, e și pe data de 14. Dorința de a muri, când eu spun că cineva are dorința de a muri, trebuie să dovedesc intenția. Pentru că, uite, hai să le luăm pe rând tentativele astea și da, să vedem de ce nu se potrivesc cu ce spune. De ce? Și pentru că am avut schița aceea, haideți să vedeți cum se face analiza la un astfel de caz, da? Autopsie, toxicologie, criminalistică, victimologie, analiza locului faptei, suspectologie. Și aici fac o paranteză la suspectologie. Nu neapărat că soțul este criminal, dar întotdeauna, mai ales când avem soție, una din victima este în casa ei și sunt căsătoriți, în mai mult de 89%, primul suspect, da, este soțul sau
partenerul de viață. Hai să nu intrăm da. în, A, în așa, amănunte pardon, la fiecare asta. Și Deci, după aceea prima avem... tentativă. Și, deci avem staging, o să revenim și la asta, și analiza declarației. Da? Ai la prima tentativă, bun. Da? Hai să vedem prima tentativă, când a avut loc și cine vorbește despre deci, ea. Aici am dat o parte din tentativa de suicid a procuraturii în rezoluție, unde spune existența da, deci unei... e un document de la procuratură. Document de la procuratură. Ne interesează doar ce scrie, este highlight în galben. Existența unei internări anterioare, anumitei Mircea Magdalena Anca, ca urmare a ingerării de medicamente în cantitate mare. Da? Deci cuvântul acesta, cantitate mare, este foarte important. Da? Hai să vedem de unde știu asta, ei asta. Vorbim din nou de prima tentativă de sinucidere care a avut loc pe 17 iunie 2010. 17 iunie, tot în acum 13 ani. Da, 2010, da. Ea a murit pe 14 iulie, asta era pe 17 iunie. De unde au știut procurorii de asta? Uite ce a declarat soțul ei. Pe la jumătatea lunii iunie, în una din dimineți, coborând în bucătărie, soția mea mi-a spus că de data asta a făcut-o. Și la suspectologie o să dăm mare atenție la cuvintele acestea, de data asta a făcut-o. Așa. Și a luat mai multe pastile, da? A fost dusă, că s-a dus ea, a fost dusă la spitalul de urgență Floreasca, unde a stat internată până a doua zi. Ce continuă el să spună? Revenind de acasă, am găsit mai multe folii, din care lipseau tablete de paracetamol în număr de aproape 50. Deci era moartă dacă o lua 50 de pastile. Asta era mintea urmă. Nu, stai un pic, că nu am murit. Hai să nu comentăm. Să precizăm faptul că este scrisul lui Petru Mircea, este declarația de la dosar. Declarația lui din prima zi, din 14 din iulie, prima că a avut mai zi, multe. Din prima zi de tentativă de suicid. Bun. Da. Și eu spun așa, cu toate acestea, la spital nu s-a constatat că ar fi fost intoxicată. Da? Hai să vedem ce spune spitalul. Deci am înțeles ce spune procuratura. Procuratura spune că a ingerat pastile, se bazează pe această declarație a lui Petru Mircea, a fost dusă la spitalul Floreasca. Da. Ce spune spitalul? La dosar, că de acolo am, fișa medicală a Mădălinei, când a fost internată, astenie nu fizică. Putem să o dăm că nu mai sunt date personale. Da. Da, de-aia spuneam că e bine pe Facebook, că la televizor. Decât, da, astenie fizică și durere abdominală. Da, pentru asta a fost internat. Astenie fizică ce înseamnă? Durere abdominală știm. Da, avea la fosa iliacă dreaptă niște dureri. Și a luat două paracetamol. Da? S-a făcut examen toxicologic, că nu o să intrăm aici în toate detaliile, să dau și toxicologic, dar deci aici au spus... De la spital scrie că ea a luat două paracetamol, da, pastile s-a făcut, de paracetamol. Da, așa, și care, aceste două paracetamole, orice medic îți va spune, sunt de două, cantitatea asta este de 25 de ori mai mică decât toxicitatea minimă ca cineva să fie overdose, știi, să aibă supradozaj. Stai, dumirește-mă cu o chestie. De unde știu medicii de la spitalul de urgență că a luat numai două pastile și pentru nu este că s-a adevărat făcut examen, ce spune pentru mine? Examen toxicologic, da? Și avem cantitatea. Și s-a găsit cantitatea care corespunde a două pastile, am înțeles. Da. Atât. Deci și e o luase... prima oară când minte Petru Mircea, da? Da. Adică examenul toxicologic îl infirmă declarația lui de la prima tentativă. Exact. Și ce spune aici? Că la 12 ore, mă rog, uite... A fost tratată la spital. Da, așa, deci durerile. Asta tot din fișa de la spital. Da. Tot din fișa de la spital. Și ce tratament i s-a dat? Antibiotic, antiinflamator, gheață locală. Păi dacă tu vii acolo cu o tentativă de suicid, gheața locală te rezolvă? Scuze-mă, aici dacă... nu este un tratament pentru o tentativă de suicid. Dar... Iartă-mă, la medicină legală, cam ce tratament ar fi ăsta?
Păi Sau era, poate ne-și scrie un medic. Avea durere în fosa iliacă dreaptă, în jumătatea fosei iliece drept. Deci o durere normală. Zi mai pe românești așa, o durea în ce parte? Stomacul, mai pe zona stomacului. Stomacul. Da, în și zona pentru aceea. Stomac iei două paracetamol? Ale nu lei știu când ce. ești răcit. Nu știu de ce, ce a luat, adică ce iei tu când te doare ceva, fiecare luăm ce avem în casă sau ce considerăm că s-ar putea să întreacă. Aici da. Mi-aș da dreptate mie. De ce? Că ar fi în, băi, când te doare stomacul, nu iei paracetamol, că paracetamolul te ia la răceală. Dar să merg pe ideea ta că fiecare ia ce crede. Bun, de acord da. cu tine. Și ce ai în casă. Dacă te doare ceva și iei ce ai în casă, asta este. Dar important este pentru ce a fost internată și ce tratament i s-a dat. Da? Da. Mergem mai departe. Deci a fost internată pentru o durere la stomac da. Și a luat două paracetamol. Da. Rezultă din fișa medicală. Da, avea durerea aceasta continuă, după cum ai spus și tu, la durere de stomac nu e paracetamol, deci durerea a continuat, s-a dus la spital. Și avea și astenie fizică. I s-a făcut pe 18-a 6-a, după cum vedeți, fișă, eu am tăiat numele doctorilor și a psihologilor, dar este fișa de la Floreasca, unde scrie evaluare psihologică fără tulburări cognitive, afective și de comportament la momentul examinării. Deci înțeleg de aici, ca să fac un rezumat la ce ne-ai spus până acum. S-a anunțat că a avut o tentativă de suicid, soțul a anunțat. Da. A venit, a luat o salvare, a dus-o la spital. La spital n-a, s-a n-a venit constatat salvarea. Că de nu, fapt... nu, n-a venit salvarea. Au mers ei. A dus-o ei el. Au mers la spital. Da. Da. Bun. E și asta un amănunt. Deci a dus-o el în secunda în care ea i-a spus că a încercat să se sinucidă. La spital totuși s-a constatat că este cu totul altceva decât declară soțul la procuratură, care spune, întorcându-mă acasă, am văzut un flacon de paracetamol din care lipseau 50 de pastile. Eu acum nu mai mi-aduc aminte, cred că am și eu un paracetamol pe undeva, o cutie de asta. 50 de pastile, nu știu dacă are o cutie de paracetamol. Abar nu am, nu știu, sunt plecată de prea mult timp și eu nu prea am paracetamol aici. Da, nu știu, o să mă uit, eu cred că am, poate îmi scrie cineva că, da. Deci nu știu dacă are, dar important este că acele 50 de pastile despre care spune soțul nu se confirmă la spital. La spital nu se confirmă nici ingerarea 50 de pastile, da. Ci doar a doua, pentru că s-a făcut examenul toxicologic, ba mai mult examinată din punct de vedere psihologic și psihiatric, presupusa tentativă de sinucidere nu se susține nici cu o tulburare psihică. Nu. Și asta e făcută de psihiatrul, de psihologul spitalului. Dar în același timp, deci noi avem acum fișa medicală care există la dosar, a fost cerută de procuratură spitalului și vedeți ce scrie în rezoluție, tentativă de suicid. Deci aici este unul din marile chestii care se pot înlătura. Tu când ai dat deci rezoluția, este... aici este o greșeală. Ai dat rezoluția pe aici, greșeala numărul 1. Care, deci uite, avem dovezi. Eu cred că au dat rezoluția pe declarația lui Petru Mircea cu 50 de pastile, ne uitându-se la celelalte argumente pe care le-ai adus tu acum. Și a cui este vina? La noastră nu, doar noi doar constatăm. Da. Exact. Bun, asta este prima tentativă de suicid care spui că a avut loc la data de? 17 iunie. 17 iunie. Și vedeți că pe 18 iunie când existat? A fost... da. Și, uite, o să mut... Avem și data pe fișa de la spital. Da, când a ieșit din spital a doua zi, pe 18. Pe 18 a ieșit din spital. Da. Cu ce diagnostic? Ai cumva diagnosticul da, cu ce a ieșit din spital? Da, da. Acesta, uite, aici.
rezultat chirurgical, mă rog, e scris de medic și la distanță, de circa, Da. apariția de circa 12 ore, dureri accentuate periombilical, care se localizează în fosa iliacă dreaptă, un suplu mobil cu, nu înțeleg ce scrie, dureros. Așa, am înțeles, și apare niciun caz, cu... Da, niciun caz ingerință masivă de substanțe nu. Care ar putea pune viața în pericol. Nu, absolut deloc. Bun. Deci ea pleacă totuși din spital a doua zi cu diagnosticul ăsta, că într-adevăr... Și cu tratamentul ăsta de gheață locală antiinflamator și antibiotic, care nu se dă la tentativă de suicid, nu? Bun. Hai să trecem, că am înțeles că n-a fost doar o singură tentativă. Așa spune soțul. Da? Așa. Deci soțul ce spune? Spune că au fost mai multe tentative. Că au fost mai multe tentative. Asta înțeleg că ai demolat-o. Bun. Da. Adică s-a cam demolat pentru că nu s-a ținut seama de da, ceea dar ce vezi... s-a întâmplat la spital. Exact. Și pe asta este una, ați văzut, este parte din rezoluție. Pe ce ne-am bazat noi să dăm verdictul de suicid? Da? Un alt cu lucru... declarația lui cu 50 de pastile. Cu 50 de pastile, și eu... da. O să verific pentru data viitoare dacă există o cutie unde să aibă 50 de pastile. Bar nu am. Asta e datoria ta, scuză-mă. E misiunea ta, pardon, nu datorie. Nu e misiune, stăm de vorbă. Da, așa. Spune mai departe. După aceea, tot în declarația din 14 iulie, scrie așa. În urmă cu circa o săptămână, deci prima săptămână a lui iulie, ca să spunem așa, soția mea m-a arătat. Da. Așa. Soția mea m-a arătat mai multe semne de înțepătură care se aflau pe ambele brațe, spunând totodată că a încercat să-ți bage aer în venă. Da? În vene, pardon. Este minte sau nu minte? Aici eu intervin. Orice medic. Aici te întreb. Întâi te întreb, au ajuns la spital sau nu? Nu. Nu. Atât a scris. Deci de data asta n-a dus-o la spital. Nu, n-a dus-o și culmea nu, este... Nu trebuie să ne bazăm decât pe declarația lui. Pe declarația lui, da? Și aer în venă în ambele brațe. Orice medic îți va spune că o singură bulă de aer într-o venă ori te omoară și mori în chinuri groaznice, sau dacă nu, ai inima și creierul permanent damage, afectate pe viață. N-ai ce să faci. Dar el ne spune că i-a avut mai multe și în ambele brațe. Adică n-a avut doar o singură bulă, a avut mai multe. Știi? Adică măcar o bulă tot ar fi putut să-și bage. Da, dar nu s-a întâmplat. Și pot să consider eu asta tentativă de suicid? Pot să iau ca adevărat ceea ce tu ai scris? Nu. Științific. Neavând nici niciun fel de martor, dar vreau să te întreb. Dar nu există martor, era moartă sau... Ce anume? Scuză-mă. Cât timp a trecut de la această, să zicem, primă tentativă de suicid, cum rezultă din declarația soțului, de la această primă tentativă de suicid până când i s-a făcut examenul medico-legal când a murit? Cât timp deci a o săptămână. Și în săptămâna aia n-ar fi trebuit trec aceste cicatrici? N-ar fi trebuit acum, totuși să descopere depinde, pe brațe acum urmele depinde astea? Și de, acum depinde și de persoană. Da? Depinde și cât de bine te pricep să-ți injectezi ceva în vene. Ai văzut că și cei care își au alte substanțe, așa când se injectează, au multe semne pe ei. Mădărina nu cred că era obișnuită să se injecteze cu ceva, deci puteau să existe niște semne pe braț acolo, chiar minuscule. Nu te întreb întâmplător, că mie când îmi ia sânge, am semne. Da, și mie la fel, da. Și, dar până la chestia asta, era ori moartă, ori nu mai era în stare să se miște, ce să mai cânte cu o zi înainte, deci, ceva ore înainte. Eu propun așa, tentativa asta primă de suicid nu o spune decât soțul ei, n-are niciun fel de altă probă. Da. Iar la a doua, spunem că a fost tentativă de suicid, spun procurorii, luându-se după ce a spus soțul, adică a ingerat 50 de pastile, dar nu s-au mai uitat la ce au spus medicii de la spital, că a luat numai două pastile. Exact, da.
Și de asta spun că dosarul a fost făcut din creion. Hai să punem la dosar niște hârtii și asta este investigația. Adică deci, de ce crezi că a fost făcut din creion? Nu, chiar nu-mi dau seama. În primul rând, dacă îmi permiți acum, verdictul o să ajungem și la amănunte, dar da, ai afirmat da, o să asta ajungem, și m-ar o să interesa. Ajungem, da, o să ajungem și la amănunte. Verdictul a fost dat de Petru Mircea. În momentul în care a venit, au venit cei de la salvare, el spune medicului de pe salvare, soția mea s-a sinucis, uite, a mai avut tentative de suicid. Și aici fac o mică paranteză. Iubirea vieții tale, îngerul care a fost trimis pe pământ pentru mine, că așa declara el mai departe, tu o găsești moarte pe jos, da? În șocul ăla al tău, când vine salvarea, tu ți-aduci aminte de toate tentativele ei de suicid și care medicul de la salvare, în, cu parafă și cu semnătură, în adresa lui, către, în biletul lui pentru poliție, care a venit până în 7 dimineața, așa scrie, pacientă s-a sinucis prin ingerarea de substanță necunoscută, a avut mai multe tentative de suicid. Vine poliția, vin procuratura, suicid. S-a dat verdictul de suicid până să se facă autopsia. Dacă îți aduce aminte, ieșise... Da, da, așa da. Este. Așa, așa s-a este, au pornit. Ieșit cu declarație chiar în dimineața aia. Da, așa. Și așa s-a pornit. Te întrerup pentru că, uite, mă uit la ce ne scriu oamenii care se uită acum la noi. Da. Este cineva, un domn, care ne spune că el a declarat că au făcut dragoste așa. Nu comentăm acum, în episodul când vom ajunge la declarațiile lui Petru Mircea, da. după ce a murit Mădălina Manole. Deocamdată le analizăm pe astea de dinainte și încercăm să vedem dacă sunt adevărate sau nu. În rest vreau să spun că sunt foarte multe mesaje, uite, mă uit, nu sunt prea sunt obișnuit în rolul ăsta de, hai să zicem, moderator așa la, pe o rețea de socializare. Mă uit, sunt mulți oameni care sunt de părere că a fost asasinată. Nu știam că ai atâția fani în România, vă rog frumos să țineți și cu mine pentru că mă simt discriminat. Cineva spune chiar că Doamne ajută să se găsească adevărul, noi sperăm să se găsească și nu numai să se găsească, să se și ia măsuri în consecință cu acest adevăr, pentru că, așa cum v-am spus la început, pentru cei care s-au uitat mai târziu la noi, doamna Brux și cu domnul Artin Sarchizian, cu domnul avocat Artin Sarchizian, care este membru al Baroului București, sunt la un pas să redeschidă aici în România, la justiția din România, acest dosar, cu, după cum vedeți, de moarte suspectă, după cum ați văzut până acum. Oamenii încep să și indice cine ar fi vinovatul. Mă rog, eu merg în continuare. Încă nu sunt convins, Mihaela. Mai ai încă multe lucruri să ne spui. Deci am spus eu, dacă îl conving pe Sorin Ovidiu Bălan că a fost omor, instanța trece ca, știe, foarte ușor. Nici nu mai ne trebuie de altceva. Nu. Instanța judecă altfel decât mine. Da. Eu judec cu mintea unui gazetar. Bun, hai să trecem mai departe acum. Da. Și deci am vorbit despre aceste tentative de suicid. Mai este una și care a declarat-o soțul. Și să ajungem, aș vrea să ajungem acum la momentul în care, chiar la momentul critic, în ziua aia nenorocită. Da, o secundă, că mai este o te rog, așa zisă tentativă, da? A fost pe 12 mai. Deci, dacă e să o luăm în ordine cronologică, vina este a mea că nu le-am pus în anumită ordine, dar am vrut să prima încep. Prima este cea declarată de el. Da, deci 12 mai ea a fost că nu s-a mai dus la observator, la emisiune și spune așa, în momentul în care, deci el a venit acasă de la servici, în momentul în care am sărutat-o, am simțit că mirosea diluant, da? Fiind întrebată de asta, mine... Stai un pic asta, câta tentativă este? Deci, dacă e să o luăm în ordine cronologică, este 12 mai aceasta,
urmează spitalul și după aceea urmează aerul în vene, care a fost cu o săptămână în urmă. Da, stai un pic, deci sunt trei. Așa declară el, așa declară el. Asta nu înseamnă că sunt și adevărat. Declară că uite, asta în presa din România la vremea respectivă n-a scris nimeni. Că au existat trei tentative de sinucidere și este existat, foarte bine să le trecem în rezultat. Dorine, scuză-mă, aici te corectez. Nu că au existat, este ce a declarat el. Mă rog, au existat în povestea noastră. În povestea lui, da. Și spune așa, că în momentul în care am sărutat-o, am simțit că mirosea diluant, acetona aceea de unghi. Fiind întrebată de mine, Magda mi-a spus că a băut diluant, da? Însă ulterior, deci fii atent cât de ochiager este el, căutând prin casă și observând că din sticla de diluant nu lipsește mai nimic. Da? Deci, într-o sticlă de acetonă, să zic așa, el a observat că sunt două, trei picături care lipsesc. Și discutând mai în amănunt cu soția mea, am ajuns la concluzia, deci concluzia lui, că aceasta a băut doar câțiva strop pe care poate i-a și scuipat. Poate. Cuvântul ăsta poate, când facem analiza la suspectologie, este foarte important. Dar ce vreau să menționez acum? Dacă așa este, presupunând, da? Că mergem pe versiunea lui. Da, domnule, ea a înghițit trei picături de acetonă. Da? Letalitatea tentativei de suicid nu există. Nu mori. De la trei picături de acetonă nu mori. Da, și care el spune poate i-a și scuipat. Deci eu stau de vorbă cu tine, discutăm, stai că de ce ai trebuit, ai luat, ai făcut asta, nu știu ce, dar tu nu spui că l-ai scuipat, el bănuiește că poate i-a și scuipat. Dar, ce menționează? Mirosea diluat. Miroase acetona? Da. Tu poate de la soția ta, dacă își șterge unghiile, poate simți mirosul. Ești bărbat, deci trebuie să-ți explic un lucru. Femeile mă vor înțelege. În momentul în care folosești acetona, chiar să ștergi unghiile și dai puțin peste unghie, pielea aceea pentru o perioadă este foarte uscată. Este zbârcită, ca să spun așa. Da? Păi dacă tu ai sărutat-o, tu trebuia să-mi spui că și buzele ei sau măcar limba, da, erau puțin așa zbârcite, știi? Pe lângă mirosul acela de diluat. Da, da, nu... Poate n-a observat omul, dându-și seama de mirosul de acetonă, n-a mai băgat de seama amănuntul ăsta. Da, a băgat de seama câte picături lipsesc este o sticlă? Uite, am arătat sticla înainte, am băut puțin, dar nu mă întreba câte picături am băut, că nu știu. Dar tu ca bărbat... Eu te-aș întreba altceva. De ce asta, tentativa asta, hai să o numim și pe asta tentativă, da. De ce ar fi ea, de ce ar fi vrut Mădălina Manole să-l sperie pe... Că e o tentativă mai degrabă de sperietură, da? Cu trei picături de acetonă. Nici n-aș numi eu. De ce ar fi vrut să facă demonstrația asta? Este cumva, o putem lega... De ceea ce îi spune ea fratelui ei cu câteva zile înainte să moară, că îi fac viața un calvar soțul și soacra? Da, are o legătură, dar lasă-mă puțin să explic ceva de tentativă, da? Te rog. Când numești, noi am spus, ți-am spus înainte, fără să intrăm în teorie, da? Când spui că ceva este un act, este tentativă, este o anumită scară pe care se face un punctaj. Și când cu cât ai punctajul mai mare, cu atunci poți să spui că, domnule, asta a fost tentativă de suicid. Și ce înseamnă? Înseamnă că atunci când tu ai avut tentativa, ai vrut să mori și erai, nu știai dacă o să mai trăiești sau o să mori. Înțelegi? Au fost alții care, de exemplu, uite, iau 10 pastile de aspirină. Da? Dau un exemplu. Da? Uite, m-a lăsat Sorin, nu mai vrea să facă podcast, m-am enervat și iau 10 aspirine. Da? Dau un exemplu, aiurea. Da? Pentru înțelesul tuturor. Da? Este tentativă de suicid? Nu știu. Nu este. A, poate că la vârsta mea, dacă iau pe chestia medicală,
că, uite, s-ar putea, mai mult de 5 pastile s-ar putea să-mi facă rău. Nu, nu, nu. Dar eu nu cred că, chiar dacă mie îmi face medical rău, din cauza condiției mele medicale, dar eu ce gândesc, este important ce gândesc eu. Eu cred că dacă iau 10 pastile, păi, le arăt la toți că, uite, Sorin nu mai vrea să facă podcast cu mine și asta înseamnă că nu e tentativă. Înseamnă că a fost o chestie de show-off, știi, de a arăta ceva. Sau să te... Păi asta te întreb. Dea... E clar că... Da, de ce a vrut să facă demonstrația asta? Nu înțeleg. O demonstrație. De ce a vrut? Este adevărat? Nu cred. Mai ales că ea avea repetiții, la, la muzică, la CD-ul ei pentru spectacole și așa mai departe. De foarte multe ori spunea că nu vrea să vorbească, deoarece vrea ca să-și protejeze corzile vocale. Păi tu, cântăreț, care știi că ai un concert care vine, care cu o zi înainte, cu câteva ore înainte să moară, i-a venit să de la repetiții, tu înghiți acetonă, care te afectează corzile vocale, hai să fim serioși. Bun. Hai te rog, uite, mai avem, ne-am propus să vorbim o oră, da? Ca să nu știu cât am vorbit. 45 de minute. Mai avem încă un sfert de oră. O să te rog să facem o sinteză a ceea ce am discutat până acum, pentru că mi se pare foarte important ceea ce a declarat soțul înainte de momentul ăsta nenorocit din 14 iulie de acum 13 ani. Deci declară că există aceste trei, nu mai puțin de trei, că lucru care este absolut în premieră de rostit în România. Nu știam, sincer, nici eu nu știam de trei tentative. Știam că mai avusese, știam despre una, cea de la spital, unde există foaia de la spital. De astea la alte două, nu. Deci, au fost trei. Una în care soțul spune că a ingerat acetonă și și-a dat seama atunci când a pupat-o, iar tu o demolezi zicând că trei picături nu sunt letale și că oricum ar fi trebuit să simte și alte lucruri. Da? Da. A doua tentativă care are loc la cât timp, conform declarației? 17 iunie, spitalul. Așa, este cu băgatul în venă a unor bule de aer. Nu, pe 17 iunie este spitalul Floreasca, 50 de paracetamol. E spitalizată. Deci pe 17 a fost da, la spital. A fost la spital, da. Dar tu o demolezi zicând că a luat doar două pastile de paracetamol. N-am demontat-o, eu a demontat-o spitalul. Nu mă înțeles. Bine, mă rog, tu ne aduci vestea de la spital. Aia și să îți spun că și pe mine, la vremea respectivă, mi-a trezit un semn de întrebare. Că dacă iei un sac de pastile, sac de pastile te cheamă. Iar a treia tentativă, iarăși nedemonstrată, doar declarată de către el, este cea cu injectatul în vene. Săptămână în urmă. Cu circa săptămână în urmă, care ar putea să fie și câteva zile, dar nu erau semne pe braț. Nu este adevărat, pentru că, în primul rând, că ar fi murit dacă avea mai multe înțepături, o singură bulă. Nu, dacă avea una. Dar cu cine te-ai consultat tu, de ce medic legist, așa, dibaci, care să-ți spună? Dar orice medic poate să spună. Orice medic poate să spună. Orice medic, eu te întreb cu cine te-ai... Ca să știu cu cine mă iau de gât, cu cine te-ai consultat tu. Sunt câțiva din afară, una la mână. Sunt niște experți în suicidologie care acum analizează dosarul pentru o altă lucrare în Anglia. Și partenerul meu în crimă, ca să spun așa, doctor Marius Chipurici, care este expert judiciar în medicină și toxicologie. Deci, să-l invităm și pe domnul... Asta spuneam, că o să-l invităm și pe domnul Chipurici, mai ales când vom ajunge la capitolul cu toxicologia și cu examenul medico-legal, o să avem nevoie de expertiza dumnealui, de cunoștințele dumnealui. Iarăși avem multe, dacă vrei să știi, foarte multă lume te felicită pentru efortul pe care îl
l-ai depus de-a lungul a câtorva ani. Să menționăm că nu este vorba despre nimic pecuniar, nu te-a angajat nimeni, nu te-a plătit nimeni pentru asta, nici pe noi nu ne plătește nimeni pentru chestiunea asta. Pur și simplu ne-am gândit să o facem. Recunosc că pe mine nu m-a dus capul, a fost îndemnul tău, m-ai bătut la cap mai multe zile și o să vedem dacă am făcut bine sau nu. Că te-am torturat cu rugăminți, nu? Da, o să vedem dacă am făcut bine sau nu în funcție de ce spun oamenii. Eu zic să mai facem un lucru, pentru că până vineri, în afară de ce am spus până acum, cei care s-au uitat sau cei care se vor uita la înregistrare, să aibă la ce se și gândi, ca să putem intra și într-un dialog, să nu vorbim numai noi amândoi. Și mai este ceva. Ce am arătat acum, acestea cu așa zise tentative, da? Aici este ceva mic la suprafața cazului. Cazul este atât de complex. Dacă este să luăm zilnic, să analizăm fiecare cuvânt din acest dosar și fotografiile de la locul faptei, crede-mă că este un semestru de școală. Asta zilnic făcând. În al doilea rând, Facebook-ul funcționează un semestru de școală. Da. Nu e problemă. Da. Cazul este super interesant. Aici a fost cea mai ușoară parte de demonstrat, dar foarte importantă, pentru că am arătat prima dovadă că procuratura s-a bazat pe ceva care nu este adevărat și ei n-au verificat. Ce nu este adevărat? Da, mă rog, ce nu este adevărat? S-a bazat doar pe, din comoditate sau nu știu din ce alt motiv, s-au bazat în primul ego-ul rând lor ca să țină ego-ul lor ca să-și mențină, da, a fost suicid, cum au spus ei din prima zi. Adică tu ai întâlnit vreun procuror care să admită chiar și într-un cerc mai restrâns, domnule, am greșit, hai să rectific greșeala, nu? În cerc restrâns, da. Am prieteni mulți procurori. Da. Au mai dar public niciodată. Sau din proprie inițiativă să reia cazul când alții îți dau niște idei. Pentru tine, fără ca să menționez pe altcineva nimeni. Uite, ne-am sesizat, hai să analizăm din nou și uite, aici am greșit. Elena, aș vrea să te rog altceva, dacă ai la îndemână, că știu că ai sticul la îndemână, dacă ne poți arăta schema casei. Da. Nu întâmplător spun asta. Dacă nu să ne descrii, nu întâmplător spun asta. Am schița casei, durează puțin ca să o găsesc, că sticul acesta este cam mare. Cât pui tu sticul, eu am să spun de ce o să te rog să arăți asta pe ecran. Pentru că în episodul viitor, după cum am spus, vinerea viitoare, orele 15, dar puțin, dar și tot joi. Aici pe Facebook. Ai spus joi. Am greșit. Vineri când când ar fi fost chiar ziua Madalinei. Vai de bine, dacă ai ști câte sunt de spus, așa pe în mici detalii, fără ca eu să stau cu toată teoria, să explic și toată știința care este în spatele la ceea ce spun, pentru că tot ceea ce declar sunt cercetări științifice, nu sunt părerile mele personale. Nu, trebuie să le arătăm, pentru că aici putem, nu suntem ca la televiziune, exact. Ne-am propus acum să deschidem cu o oră de, dacă va fi nevoie, stăm și 5 ore, asta perfect. E problema. Nu zic eu, dacă ești și tu de acord. Da, bineînțeles, eu sunt de acord și în fiecare zi, nici eu, și 10 ore pe zi. Așa. Eu propun pentru vineri, pentru că să și lăsăm oamenilor un pic de timp de gândire și să analizeze ceea ce am spus până acum. Am nevoie de schema casei, am nevoie, nu eu. Eu rând cu toți ceilalți care se uită. O am. Vezi că eu am rolul celui care se îndoiește de ce spui. Nu sunt reporter de investigație. Da, o secundă. Sunt un telespectator care mă gândesc în rând cu alți oameni dacă e adevărat sau nu ce afirm tu. Pot să fac dovada la absolut tot ce spun. Crede-mă că sub nicio formă eu nu ieșeam public cu ceva dacă nu eram sigură de absolut tot ce este acolo. Sunt convins că făceai FBI-ul de râs după.
A, uite că am găsit schița, stai puțin. A, nu e... Așa, te rog să pui un... schița casei. Stai puțin, stai puțin, stai puțin să s-o dau. Lăsăm mai mult un pic pe ecran. Așa. Stai puțin să văd cum dau, că am dat pe play. Stai să dau un share screen. Așa, stai să dau un share screen. Asta este de pe o registrare audio care am făcut-o eu, dar acum pot să arăt, da? Da, deci, sigur. Aici, uite, nu știu dacă se vede pe ecran, săgeata aceea. Nu, puțin. Trebuie să o duci mai sus un pic. Nu-i nimic, jos se termină camera și are intrare. Uite, aici este intrarea la casă, holul acesta mic. Aici sunt scările care duc la etaj. La etaj avem două dormitoare, camera copilului, un mic studio, baia principală. Da? Când cobor de la etaj, intri în sufragerie. Aici, dacă îmi vedeți săgeata, este garajul. Nu, nu se vede pe ecran, le spune oamenilor, e o săgeata. A, așa, e garajul. Aici este holul. Ușa de la bucătărie este aici. Aici este baia de serviciu. Și aici este camera centrală. Și Mădălina a fost găsită aici. Da. Mai lasă un pic pe ecran asta și am să spun de ce. Pentru că în episodul viitor, repet, vineri, tot la ora 15, tot aici, pe Facebook, Facebook-ul meu și Facebook-ul doamnei Brooks, până când vom avea și un canal de YouTube, cum se spune, podcast, da. Mă rog, deocamdată suntem aici. Important e ce spunem, nu important este pe ce canal difuzăm. Data viitoare vă vom arăta o fotografie din dosar, o fotografie de la fața locului, absolut în premieră. Am rămas și eu uimit când am văzut-o. Nu a mai fost arătată în România. O fotografie care însă arată cadavrul cum a fost găsit, cadavrul Mădălinei Manole, și care are niște lucruri pe el, niște elemente extrem de importante pentru anchetă, despre care nu s-a știut. Sincer vă spun că și eu am aflat despre ele abia acum, și care chiar pot răsturna povestea care este în rechizitoriu de închidere a cazului. Dar nu numai acestea, tot, absolut tot răsturnă cazul, absolut tot. Și uite, este o fotografie care altminteri pe televizor nu s-ar fi putut da. Da, bineînțeles. Sau dacă s-ar fi dat, s-ar fi dat blurată, ori blurată, n-are nicio valoare. Pentru că pot să vă spun de acum, este un element, probabil că sunt mai multe, o să ne explice Mihaela data viitoare, dar unul pe care îl știu și eu și pe care l-am discutat împreună cu ea, este un element asupra căruia vom zuma și îl vom analiza în amănunt, pentru că este, după părerea mea, extrem, extrem de important. Dacă nu crucial, oricum extrem de important în această, în această fotografie de pe cadavru. Vai de mine dacă știi câte sunt. Uite, eu am o propunere, n-am avut timp noi doi să discutăm care este programul nostru. La propunerea, hai să întrebăm pe cei care ne ascultă când vor următorul episod. Eu sunt liberă, deci în funcție de ce spun, ca să spun așa, nu telespectatorii, audiența noastră, când vor ei să vadă următorul episod și în funcție și de programul tău, dacă uite, putem uite, avea mai... ne îndeamnă cineva să stăm mai multe ore, domnul George, ne îndeamnă să stăm mai multe ore. Domnul George, suntem doar la început, am vrut doar să vă semnalăm că am început această că începem să vă spunem concluziile unei investigații făcută în ani de zile de un specialist al FBI, și nu unul oarecare, un cineva din, hai să-i spunem, structura de conducere a FBI-ului. Nu, sunt în altă parte, am fost pregătită, da. Dar prefer să nu spun public unde lucrez și ce lucrez. De ce scrie pe cartea ta de vizită? A, pe cartea mea scrie drumul de... Sunt oameni care mă sună. Încă o dată, deci noi acum
nu stăm mai mult, pentru că doar am vrut să vă semnalăm că am început să vă spunem concluziile acestei investigații care durează de câțiva ani de zile, investigații ale cărei concluzii, să știți că sunt strânse într-un dosar, iar avocatul Artin Sarchizian se luptă pe la tribunal să se redeschidă și sunt, credeți-mă, din semnalele pe care le avem, sunt șanse mari să se redeschidă acest dosar. Pot să menționez cred că data viitoare, te rog, Mihai. Scuze-mă că te-am întrebat, Sorin. Ce pot să menționez este că raportul de toxicologie făcut de dr. Marius Chipurici, este expertul nostru în România în toxicologie, are 36 de pagini. Și a încercat să-l țină cât se poate de concis. O să-i acordăm, bineînțeles, sunt mulți care ne îndeamnă să fim în fiecare zi, care ne îndeamnă să stăm mai multe ore. Oameni buni, o să stăm cât o să fie nevoie până când doamna Brooks, pe mine și pe dumneavoastră, care sunt unii dintre dumneavoastră care sunteți de partea mea și care cred că a fost sinucidere, până când doamna Brooks cu argumentele dânsei ne vor convinge că a fost omor. Și atunci eu vă spun că alături de dânsa o să ne batem cu cine o fi de bătut în țara asta să se redeschidă dosarul, iar dacă există un vinovat sau mai mulți vinovați, că mi-au scris oameni care zic de ce ne referim la un singur vinovat, s-ar putea să fie mai mulți, sigur că da, s-ar putea să fie mai mulți, o să ne batem cu toată lumea pentru ca cel sau cei care se fac vinovați de nenorocirea asta să plătească. Și mai este faptul ceva. Nu s-a prescris. Deci nu, mai este nu ceva. La porți închise. Scuză-mă că iară te întrerup. Eu sper cu acest caz ca să fie un precedent în România pentru toate cazurile de mor suspecte și de cazuri nerezolvate care au rămas cu nu cu autor necunoscut, cu criminalul liber pe stradă și victima și familia este victimizată de sistem. Deci sper ca acest caz să creeze precedentul care este necesar în România. Păi, dacă creează precedentul, o să continuăm noi, pentru că am și eu câteva cazuri. Nu sunt atât de celebre pentru că victimele nu erau persoane publice, dar să știți dar că drama familiei, dragi sau prietenilor sau apropiaților, este aceeași, indiferent da, dacă victima e persoană publică sau nu, oamenii suferă la fel. Da. Și cred că dreptatea trebuie să fie a tuturor, nu numai a celor care, aparținătorilor, ca să zic așa, a persoanelor publice. Și oamenii de rând trebuie să aibă și ei satisfacția, mă rog, dacă satisfacția putem să-i spunem, că li s-a rezolvat cazul, că vinovații care le-au produs acele nenorociri, acele dureri, răspund în fața legii. Mihaela, încă o dată, cu această schemă a casei, da, pe care o vedeți, te rog, mai las-o pe ecran. Cu această schemă a casei, care este extrem de importantă, extrem de importantă, cu această poziție, vă arăt cu mouse-ul meu, pe această poziție a cadavrului, locul unde a fost găsit, dar mai ales niște elemente de pe el, care n-au fost aduse la cunoștința opiniei publice la vremea, din România cel puțin, la vremea respectivă, unul dintre ele, cu care vom începe vineri, repet, am înțeles îndemnurile dumneavoastră, deocamdată stați să ne tragem sufletul, să ne organizăm, pentru că, așa cum spune și Mihaela, este foarte mult material, dar vă spun că un element de pe acest cadavru, și vom zuma pe el, este extrem de important în economia anchetei și s-ar putea ca el încă de la început să fi dat, ar fi trebuit să dea de gând procurorilor că nu este vorba despre o sinucidere. Acum, Mihaela, arată-ne pe noi ca să știe lumea cu cine. Da. Tu ești la butoane. Eu nu mă pricep să umblu. N-am făcut școala la FBI. Ce să zic, asta nu am învățat în școală. Am făcut-o aici, la Brăila, în cartier, la Radu Negru. Asta pandemia m-a învățat. Credeți-mă, cazul este extrem de important. Și dacă e să revin la prima imagine, aceea care am arătat ce a făcut procuratura, pe ce s-a bazat de a da verdictul, să o arătăm și data viitoare.
Așa, credeți-mă că fiecare lucru din ancheta aceea este combătut științific. Absolut nimic. Înțeles. Ei nu au dovedit cazul. Vreau să spun că, adică vreau să-i anunț pentru că am văzut că pe parcursul, hai să o numim emisiune, da? Pe parcursul discuției noastre a tot crescut numărul de oameni care s-au uitat. Pentru cei care nu s-au uitat de la început, să știți că data viitoare, adică vineri, repet, vineri, orele 15. Nu joi, am greșit eu. Vineri, o să facem și un foarte mic rezumat a ceea ce am discutat la început, foarte un minut, ca să nu vă plictisim, și o să te rog să arăți din nou acea schemă, pentru că pe baza ei... O să fie schema mult mai bună, cu fotografii de la fața lui. Pe baza ei facem noi discuții, adică luăm fiecare amănunt din anchetă și vedem dacă este adevărat sau nu. Ei au ajuns la concluzia că a fost sinucidere. Noi vedem la ce concluzie vom ajunge. Da? Da. Așa este, da. Mulțumesc frumos, Mihaela. Eu mulțumesc tuturor și ție, Sorin. Nu știu, s-a făcut ziua la tine acolo, totuși? E nouă dimineața, normal că e ziua, e soarele afară. Mai are puțin și să lasă mira, nu știu, băutura, mai e valabilă legea Wall Street în America, că nu mai știu. Cafeaua. Nu. Eu știi că în România, pe vremea lui Ceaușescu, alcool începea să se dea, n-ai de unde să știi, că erai plecat. Pe vremea lui Ceaușescu, în România, se dădea băutura la restaurant începând cu ora 10 dimineața. Mai știu. De dimineață nu se dădea. Ca să nu bea omul în timp spre servici. Când încă mai era cât de cât program la televizor, și nu erau numai alea două ore din 88-89, prin 85-86, 87 chiar, se restrânsese programul la televizorul, la TVR, că era singurul, asta mi-a aduc și începea tot la ora 10 dimineața, programul televiziunii. Și atunci omul care obișnuia să mai bea câte o bere în zori ca să se dreagă, zicea, hai că s-a lăsat mira, adică la televizor așa începea cu mira. Hai că s-a lăsat mira, puteau deci, oamenii, la tine încă nu s-a lăsat mira. Nu mai am mai o oră, dar oricum o să beau cafea până atunci. America e o țară liberă, cred că cafea poți să bei oricând. Da, bineînțeles. Mulțumesc frumos, ne revedem vineri. Da. Ne revedem vineri și cu cei care ne-au urmărit, văd că sunt foarte multe mesaje și de încurajare. Eu nu am văzut, dar... Tu astupă-ți urechile că am un mesaj pentru auditoriul nostru. O să încerc să-l conving până vineri, dacă e foarte mult de discutat la casă. Deci tu, Sorină, n-ai auzit. Glumesc. E foarte mult mai. Este și uite... Nu am auzit. Bine, așa, mă bucur. O să te torturez după ce încheiem emisiunea. Toate bune la tot și mulțumesc încă o dată, Sorin. Și dacă sunteți, apropo, dacă sunteți de părere că a fost... suicid și omor. Nu, doar pe ce am discutat astăzi pe tentativă. Poate ne explicați și de ce credeți sau de ce nu credeți ceea ce concluzia care o aveți. Fără discuție că sunt foarte importante și părerile dumnealor, pentru că eu cred că mai multe capete judecă mai bine decât două. Decât cât unul, de bine ar fi pregătite două, alea două, cu siguranță mai multe capete sunt mai bune. Ce să zic ție, zic bună dimineața încă o dată. Da, mersi. Iar oamenilor care s-au uitat la noi le spun să aibă o după amiază cât se poate, cât de cât răcoroasă. E foarte cald să știi la noi aici. Mersi frumos, Mihaela. Închide tu, că la eu toți. Nu știu cum se face. Eu închid. Toată bună la revedere. Nu știu cum se face. Închid eu. Ne vedem vineri. S-o crezi tu. Glumesc? Ne vedem vineri orele 15. Te pup, pa, pa. Sărut mâna, la revedere.